Fraților, vă salut! Atât timp cât eu o să-mi desfășor activitatea în mediul online și atât timp cât o să postez anual pe acest canal, de fiecare dată când vine primăvara și apare Arctium Lapa, deci Arctium Lapa în denumire latină, denumirea din carte, vă mai arăt odată. Eu, fermierul Adrian, o să vă prezint această informație într-un vlog, două sau chiar trei, la începutul fiecărei primăveri. Și vă explic și de ce. Această plantă, atât personal pe mine și pe lângă mine mii de oameni, după ce am dat informația în mediul online, ne-a scăpat de erniile de disc, ernii lombare, ernii cervicale. Și pentru cei care încă sunt sceptici, să știți că nu doar a ameliorat situația, pur și simplu a tratat cauza. Deci a tratat problema mecanică care exista acolo. Cei care sunteți prima dată pe acest canal sau cei care aflați pentru prima dată această informație, vedeți că pe canalul acesta de YouTube, Fermierul Adrian, găsiți foarte multe vloguri legate despre această plantă, cu foarte multe detalii. Fraților, o găsiți pretutindeni. De preferat ar fi și indicat să culegeți din pădure, dintr-un loc unde nu există poluare. O banală plantă, pentru că foarte mulți nu dăm importanță multor plante din jurul nostru, dacă o utilizăm așa cum trebuie, ne scapă de probleme grave. Ce este Arctium Lapa, pe scurt, sau brusturele, în denumire populară, cunoscut în anumite zone ale țării drept lipan sau catalpan. Lipanul și catalpanul n-au nicio legătură, nicio proprietate. În schimb, Arctium Lapa, uitați, el crește mult mai mare de atât, are o proprietate extraordinară, care se regăsește în frunză, dar și în rădăcină. Imediat vom scoate și rădăcina, pentru că vreau să vă arăt cum arată și rădăcina, pentru că sunt mulți oameni care au luat legătura cu mine și au spus: Adi, am cumpărat tinctură de rădăcină de brusture, dar rădăcina aceasta mi se pare puțin ciudată. Fraților, v-am spus de atâtea ori, aveți grijă ce și cum și de unde cumpărați. Vă scoate fermierul Adrian imediat o rădăcină să vă arate cum arată. În curând, pentru că în vlogul acesta cu siguranță o să avem timp, vă prezint din nou rețeta cremei de brusture din frunză și din rădăcină. Vreau să vă prezint și rețeta tincturii care se face din rădăcina și frunza de brusture, dar în curând trebuie să le luăm ușor, treptat, ca oamenii să înțeleagă și să înțelegeți exact ce aveți de făcut. Pe parcursul a 2 ani, de când am oferit aceste informații în mediul online legate despre acest brusture și proprietățile sale extraordinare, tămăduitoare, atunci când vine vorba de orice durere de oase și articulații, pentru că noi obținem din această plantă, practic, un antiinflamator natural foarte puternic, a tratat și a scăpat foarte mulți oameni de foarte multe probleme. Și acum, făcând o mică paranteză, cei care ați avut rezultate extraordinare folosind această plantă, vă rog, lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii la acest clip, ca alți oameni să vadă și să se pună pe treabă, să adune, să-și facă crema, să-și facă tratamentul de care ei au nevoie sau foarte mare nevoie în anumite cazuri și pot scăpa foarte simplu de aceste probleme cu ajutorul acestei plante. Ia uitați, fraților, ce frunze frumoase și aici. Vom scoate imediat rădăcina. Să vedeți cum arată o rădăcină de brusture. La momentul în care cumpărați din altă parte sau achiziționați tinctura din rădăcină de brusture, să nu mai aveți dubii că ați luat sau nu ați luat ceea ce trebuie. Un lucru extrem de important. Dacă în cazul rădăcinii de păpădie, rădăcina de păpădie se scoate foarte ușor, în cazul rădăcinii de brusture, trebuie să săpați foarte, foarte adânc, pentru că ea crește la adâncime destul de mare și în momentul în care nu a săpat foarte adânc și săpați doar pe margine, să zicem așa, ea se va rupe și veți pierde foarte multă rădăcină și o să fie păcat de ea, pentru că nu trebuie să rămână acolo. În momentul în care o scoatem, o scoatem toată. Haideți să ne punem pe treabă. Exact ce vă spuneam, vedeți? Nu am săpat foarte adânc
Și de aici s-a rupt. De aici trebuia să mai fie o rădăcină cel puțin 20 de centimetri. Iar acum, ca să vedeți și dumneavoastră cum arată o rădăcină de brusture, uitați. Ea se scoate, se spală foarte, foarte bine și merge la tinctură. În curând o să vină și rețeta cu tinctura. Deci, vedeți? Vedeți, fraților, așa trebuie să arate rădăcina de brusture în mare parte. Dar să știți că mai este și posibilitatea unde este rădăcina foarte, foarte dezvoltată, adică brusturile este matur, acesta este pui, dacă putem să-i spunem așa, adică nu are foarte mult timp, probabil în jur de 2 ani, dar unde rădăcina de brusture este mult mai matură, este foarte groasă și crește exact ca morcovul, deci precum morcovul. Și modul în care crește rădăcina, vedeți, aceasta este mai răsfirată, cu multe, multe rămurele. Vreau să vorbesc pe înțelesul tuturor, nu vreau să vorbesc în termeni științifici. Depinde foarte mult și de solul în care ea crește. Rădăcina se dezvoltă în funcție și de solul în care crește. Uitați, aceasta a crescut în sol, e un tip, un fel de nisip cu pământ amestecat. Și rădăcinile au putut să ducă în toate direcțiile. Dar în momentul în care crește într-un sol gen unde există numai pietriș, piatră, stâncă, o să ducă în jos. Nu-l credeți pe fermierul Adrian, mergeți, recoltați și o să vedeți că o să am dreptate. Dar mare atenție în momentul în care recoltați, să pas foarte bine, pentru că riscați să pierdeți foarte multă rădăcină în momentul în care încercați să o scoateți. Fraților, cam atât pentru ziua de astăzi și pentru vlogul de astăzi. Vor urma niște vloguri foarte interesante, de aceea fiți cu ochii pe acest canal și fiți cu ochii la ceea ce urmează să vă prezint. Așadar, cei care nu ați activat acel clopoțel care vă notifică în momentul în care postez ceva pe canal, nu ezitați să o faceți, pentru că nu vă costă absolut nimic. Și nu uitați, un like, un comentariu și un share dacă se poate. Doamne ajută, toate cele bune! Adunați brusture, recoltați rădăcină de brusture și faceți-vă tratamente naturale care tratează probleme foarte mari ale organismului uman. Doamne ajută!